este o afacere fondată de 5 femei producătoare care au decis pe terenurile lor de subsistență să cultive plante medicinale. Am inițiat această afacere prin procurarea unor uscătoare pentru a avea posibilitatea să procesăm plantele medicinale. Avem două doamne angajate, mai avem pe cineva care ne ajută să procurăm produsele de pe piață. Avem mare noroc că avem în vecinătatea noastră un producător de legume și fructe și am încheiat un contract cu el ca să ne livreze în fiecare dimineață produsele de care avem nevoie. Roșii, vinete, ardei, gogoșari, mere și altele. Aici le spălăm, le feliem, le punem la uscat, după care evident că procesul de uscare trebuie să fie monitorizat, ceea ce fac eu sau angajatele companiei noastre. A doua zi deja produsele sunt extrase din uscătoare și sunt ambalate. Altă dată, pentru a usca într-un singur uscător, costurile erau de 3 euro, și ca plantă uscată aveam doar 1 kg de producție finală. 1 kg de plantă uscată care să coste 60 de lei, credeți-mă, nu este un preț bun pentru a ieși pe piață. Acum nu plătim absolut nimic pentru uscarea plantelor, pentru uscarea materiei prime, pentru că beneficiem de energie solară. Venim cu mulțumiri sincere Agenției Austriece pentru Dezvoltare și PNUD Moldova pentru acest suport, pentru această susținere atât de importantă pentru femeile care activează în domeniul agricol. Să nu fi fost proiectul, sinceră să fiu, nu am fi avut suma aceasta pentru că să o investim în panouri solare.